Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Orientalii cunosc de mii de ani secretul longevității și al sănătății. Ei merg pe credința că orice blocaj al unei chakre determină îmbolnăvirea organelor corespondente din corp. Ce sunt acești centri energetici, aceste chakre? Cum ne influențează starea de sănătate și cum știm dacă funcționează bine sau nu? Ne va spune invitatul meu de astăzi, Gabriel Socaciu, terapeut. Bună ziua, bine ai revenit la noi! Bună ziua, Dana, bine te-am regăsit! Să începem așadar cu chakrele. Ce sunt aceste chakre, acești centri energetici? Pornind de la denumirea sanscrită, am putea spune că aceste chakre sunt vortexuri, sunt un fel de roate, ca să le spunem așa, prin care primim și distribuim energie în corpul fizic, dar nu numai în corpul fizic, pentru că noi avem și corpuri subtile, eterice, astrale, despre existența cărora știm însă mai puține lucruri. Se știe că avem mai mult de 7 chakre, așa cum sunt cunoscute. Da, să ne imaginăm o autostradă cu cele 7 chakre principale, însă ele sunt număr de mii, sunt foarte multe, ca și meridianele de presupunctură, de acupunctură din medicina chineză. Însă cele mai cunoscute sunt acestea 7, care fac legătura între părțile vitale ale corpului. Prima chakră, Muladhara, pleacă chiar de la zona sacrală. Este prima chakră, culoarea roșie. Nu degeaba pleacă de la această zonă sacrală, însă și cuvântul sacral vorbește despre legătura noastră cu zona sacră, cu energia profundă a pământului care s-a menținut din cele mai vechi timpuri. Această chakră a pământului este de fapt baza celorlalte chakre, pentru că buna ei funcționare asigură și funcționarea celorlalți centri. Deci dacă această chakră este blocată, sunt afectați și ceilalți centri? Da, este ca o fundație. Dacă această fundație nu este bună, nu este solidă, atunci construcția ulterioară nu este cea corectă. Toți centrii au de suferit. Multă lume spune că totul pleacă de la creier, însă se pare că această energie ne influențează începând de la împământare, de la legătura noastră cu pământul, de la rădăcini. Așa că trebuie să ținem cont neapărat de acest centru foarte important. Se mai numește și chakra rădăcinii, așa cum știm, când ea nu este într-o stare bună de funcționare. Cum știm? Simțim ceva în corpul fizic? Sunt anumite simptome? Cu siguranță, oamenii nu pornesc de la aceste dezechilibre energetice și merg foarte mult pe înlăturarea simptomelor fiziologice, însă să nu uităm că acest aspect fiziologic este ca o cană care are conținut apa, da? Adică corpul energetic astral cu toată informația ei. Și cu cât această informație și energie a apei este mai bună, este mai deschisă, este mai valoroasă, cu atât și corpul fizic, acel recipient, este într-o stare mai bună. Deci ar trebui să plecăm de la origini, de la aceste rădăcini, de la această soliditate a primei chakre, pentru a avea o bună desfășurare energetică și funcțională a întregului organism. De ce zonă, de ce organe este răspunzătoare această chakră a rădăcinii? Așa cum am spus, zona sacrală, persoanele care au probleme, care au această chakră blocată sau să zicem disfuncțională, au probleme în special în partea inferioară a spatelui. Sunt probleme ca hernia de disc, lumbago, sciatica, multitudinea de denumiri ale medicinii alopate, care exprimă de fapt disfuncții ale câmpului fiziologic, nu însă și ale celui energetic. Cauzele acestor blocaje sunt în primul rând legate de lipsa contactului. Practic, omul modern a pierdut acest contact cu pământul.
cu electromagnetismul lui, încălțămintea modernă, asfaltul, betoanele, toate aceste clădiri supraetajate au contribuit la pierderea acestui contact cu energia Pământului, cu energia lui, și atunci urmările se văd cu ochiul liber. Ce ar trebui să facem pentru a face funcțională această chakră? În mod normal, oamenii care erau în strânsă legătură cu Pământul, cu natura, cu ritmurile circadiene, cu Universul, nu aveau nevoie de ceva special pentru a face această împământare. Însă, în aceste vremuri în care omul modern a pierdut practic legătura cu rădăcinile, împământarea se poate face, a devenit într-un fel obligatorie, ca să spunem așa, și se poate face în feluri diferite, prin ieșiri cât mai repetate în spații verzi. Cu picioarele goale? Cu picioarele goale sau cu o încălțăminte care să permită o bună aderență cu solul. După cum vedeți, în societatea modernă sunt foarte multe persoane care preferă acele tocuri înalte. Deci, practic, se pierde din această legătură cu electromagnetismul Pământului. Se spune că oamenii care nu sunt împământați se simt așa ușor mai aerieni, mai distrați, mai... Tocmai aici vroiam să ajung. Semnele acestor blocaje la nivelul muladarei, la nivelul primei chakre, sunt un materialism foarte puternic, pentru că omul respectiv, pierzând legătura cu această energie a Pământului, se bazează foarte mult pe latura fiziologică. Pe de altă parte, tot un blocaj al acestei chakre este și acel spirit aerian al unor persoane care nu mai sunt împământate, care din cauza unei alimentații devitalizate și a unei proaste împământări nu au această chakră la funcționare optimă. Da, se spune despre unii oameni, sunt cu capul nor și așa sunt mai departe. Aerieni, sunt exact. Aerieni, da. Cum facem această împământare? Și ai spus că este cumva obligatorie și cât de des ar trebui să o facem? Eu când mă refer la împământare, nu mă refer numai la împământarea fiziologică, care se face prin contact cât mai des cu Pământul, cu nisipul, cu pietrele de pe albia râurilor, cu copacii, cu frunzele și așa mai departe. Mă refer și la acea împământare care vine din convingerea noastră că aparținem acestui pământ, că aparținem acestei energii. Practic, toate stările pe care le avem de pierdere de echilibru, de pierdere a contactului, de pierderea respectului de sine, toate fricile, toate sentimentele de vinovăție, de abandon, toate acestea sunt legate subtil de proasta funcționare energetică a acestei chakre și trebuie să ne schimbăm un pic modul de a gândi pentru a face această împământare, acest reglaj energetic. Deși mintea are o influență asupra acestei chakre. Bineînțeles, ce este sus este și jos, sunt legături subtile de o mare finețe, care să spunem așa, între acești centri, pentru că întreg cosmosul este alcătuit foarte armonios și foarte echilibrat și ca atare și corpul nostru fiind un microcosmos, atunci el are o alcătuire perfectă, ca să spunem așa, și orice disfuncționalitate duce la blocarea unui centru de acest gen. Cum știm că această chakră funcționează corect? Bine, acum știu că sunt anumite aparate care pot vedea acest centru energetic, se pot măsura într-un fel sau altul, dar cei care nu știu toate aceste proceduri, cum își pot da seama că chakra nu este funcțională? Cred că sunt și semne evidente care indică proasta funcționare a acestei chakre. V-am spus, sunt și acele semne fiziologice, acele dureri de spate, tot ce înseamnă apa rinichilor, tot ce înseamnă probleme de ordin genital, pentru că prima chakră este foarte strâns legată de cea de-a doua apei, Svadhisthana, și atunci legătura subtilă între aceste chakre influențează profund omul.
Deci, pe lângă aceste semne fiziologice, sunt și foarte multe altele psihosomatice, la nivel comportamental. Oameni care simt frici profunde, care simt sentimente de vinovăție, de abandon, și pe care nu și le pot justifica, pentru că apa, și vă vorbesc acum de chakra a doua, apa, despre apă se spune că are memorie. Așa este, științific. Așa este și cu acești centri. Ei, practic, au memoria generațiilor trecute. Deci, practic, vorbim de 7 chakre, vorbim de 7 generații prin care se transmit aceste informații, aceste frici. Și este suficient ca bunicii, înaintașii noștri, părinții noștri, faza embrionară să fi primit aceste programe, aceste informații negative, de frici, de supraviețuire, ca noi să le preluăm, să nu le putem justifica și ca atare le cărăm în spate o viață. Și cum scăpăm de ele? Se poate scăpa de toată această moștenire din spate? Eu le zic oamenilor care vin la cabinet următoarele lucruri. Este foarte important să se roage, să facă rugăciuni de iertare, să aibă cât mai multă legătură cu pământul, să permită energia să circule, să nu se atașeze de lucrurile materiale, de bani. Banii sunt foarte utili. Atâta vreme cât ne folosim de ei, sunt foarte utili. Când ei se folosesc de noi, sunt un exces de energie, ne fac rău, ne blochează. Nu trebuie să depindem de nimic material, nu luăm cu noi absolut nimic. Energia aceasta a apei trebuie să circule. Energia pământului trebuie să fie foarte solidă. Deci, întoarcerea la origini, la natură, la cosmos. Și atunci toate lucrurile astea vor intra ușor, ușor într-un echilibru. Atunci când avem resentimente, rușini, sentimente de vină, de... Pe care cu toții le experimentăm la un moment. Pe care cu toții le experimentăm, cel mai bine ar fi ca la început să nu le conștientizăm ca fiind ale noastre. Sunt aceste informații, aceste memorii ale apei care pur și simplu sunt întipărite în câmpurile noastre energetice. Avem 7 biocâmpuri care preiau o informație și atunci e bine să nu adâncim aceste stări de rușine, de vinovăție, de frică și să spunem că sunt ale noastre. Nu, nu sunt ale noastre. De fapt, noi funcționăm în acest univers greșit ca fiind eu. Eu am. Nu, noi. Noi. Pentru că suntem interconectați. Suntem interconectați la ceilalți, nu putem să evoluăm singuri. Purtăm și fricile părinților în aceste biocâmpuri. Acum, nu este o soluție nici să tăiem aceste stringuri, aceste legături printr-un mod brutal, printr-o îndepărtare de înaintașii noștri, pentru că toată informația care ne-a fost transmisă este într-un sistem de evoluție în care ei aveau nevoie de aceste frici să scape de anumite probleme, anumite tensiuni, războaie, conflicte și așa mai departe. Și aceste frici, până la urmă, i-au făcut să supraviețuiască, lucru care continuă și la noi, însă nu trebuie să rămânem blocați aici. Trebuie să fricile acestea să le diminuăm, să le înțelegem, să le înțelegem esența, să înțelegem că de multe ori frica nu este necesară, nu este a noastră. Revenind la chakra 2, spuneai că este chakra apei. Are legătură consumul de apă cu această chakra? Bineînțeles, am spus de informația apei, apa pe care o bem, dușurile pe care le facem, da? Apa are o informație, are o energie. Apa nu trebuie să fie stagnată, apa trebuie să curgă. Și curge în interiorul nostru, la nivel psihologic, prin relațiile pe care le avem, prin pasiuni, prin viața sexuală pe care o avem, prin comuniunea cu partenerii pe care îi avem, pentru că contează foarte mult să avem relații energetice cu oamenii, nu strict fiziologice. Pentru că atunci când avem relații de bună calitate energetice care să meargă pe toate cele trei paliere, fiziologic, biosic și spiritual,
atunci energia asta Biosit apei, înseamnă mental, da? Ca să facem... sufletesc, da? Merge prin toți centrii, purifică și are o influență extrem de benefică. Când spun apă, când spun acest centru, Svadhisthana, spun în primul rând starea de funcționare a rinichilor. Aici avem sedimentate acele frici de care îți vorbeam, legătura între insecuritatea dată de blocajul pe prima ceacră, care face legătură cu această ceacră a doua, cu această funcționare a rinichilor. Nu degeaba persoanele care au blocaje pe această ceacră apei au frici profunde, au probleme urinare, au probleme cu suprarenalele, cu respectul de sine, sunt persoane temătoare, introvertite. Ca atare, deblocarea acestor centri și presupune niște motivații speciale și un anumit gen de comportament care trebuie să se desfășoare treptat, lent, nu dintr-o dată. Deci cum putem debloca chakra 2? În primul rând, prin crearea unor relații normale față de noi și față de partenerii pe care îi avem. Deci relațiile disfuncționale ar duce cumva la blocarea acestei chakre? Da, îți dau un singur exemplu. Persoanele cu primele două chakre blocate au relații încordate cu partenerii, pornesc de la niște prejudecăți pe care le au, de la niște temeri, de la niște frustrări adunate în acest câmp informațional care se răsfrângă asupra relației respective cu partenerul de viață, soț, soție, prieten. Și de aici apar tot felul de animozități. În loc ca această apă să curgă firesc, relația să fie armonioasă, partenerii să aibă o relație inclusiv sexuală normală, atunci intervin tot felul de opreliști, de frustrări care nu sunt bune la nimic. Dacă n-ar mai fi nimic de spus de chakra 2, să mergem la următoarea chakra, chakra 3. Chakra 3 este legată de, este Manipura. Aici avem, deja dacă în primele două chakre am vorbit despre o soliditate și despre o curgere a apei, aici vorbim despre rezultatul celor două armonizări. Așa cum două bețe se freacă și mă refer strict la o relație, apare focul. Apare focul, apare acest centru 3 care este un centru foarte important, este comuniunea relației între primele două chakre, între relației yin-yang, între relații între un bărbat și o femeie. Este, spune că este și centru de putere și de protecție. Centru de putere și de proiecție. Este foarte important să observăm controlul pe care îl avem asupra noastră și asupra persoanelor care sunt în jurul nostru, pentru că proasta funcționare a acestei chakre duce la a deține controlul și asupra noastră și asupra partenerului, dar acest control este legat subtil tot de proasta funcționare a primei chakre, pentru că apare acea frică, insecuritate, și din frică, din insecuritate vrem să deținem controlul. Însă și persoanele acelea care dețin controlul, care este doar o iluzie până la urmă, care se ceartă, care sunt tot persoane cu frici profunde, care maschează, au măști, pur și simplu încearcă să controleze persoanele din jur. Sunt șefi, sunt și chiar în familie, unul din membrii familiei. Au acest control și atunci nu este decât o disfuncționalitate. Noi nu trebuie să avem controlul asupra nimic decât asupra propriei respirații. Numai așa lucrurile se armonizează, energiile. Pentru că ceea ce uităm este că aceste energii funcționează singure dacă noi le lăsăm. Dacă lăsăm fluxul, ne lăsăm în acest pur și flux. Simplu, dacă lăsăm acest flux să lucreze corect, el lucrează, pentru că este o inteligență de milioane de ani. Este acest câmp extraordinar. Mulții spun în feluri diferite, Qi sau Qin, China, Prana, în India, Duhul Sfânt în ortodoxie, deci câmp akashic, acum mai nou, nu? Și atunci tot acest câmp poartă o informație, ea știe exact ce să facă cu noi, cum să lucreze, numai că noi
prin aceste deșeuri, prin această extrapolare a egoului, prin această îndepărtare de funcționarea normală, de pământ, de toată funcționarea aceasta firească, noi ne îndepărtăm și Și punem creăm aceste blocaje, blocaje. creăm aceste blocaje. Deci, cel mai important lucru că să deblocăm acești centri este, de fapt, să ne lăsăm, să acceptăm condiția noastră umană și să nu mai creăm atâtea dependențe legate de control, legate de a strânge lucruri materiale, legate de frici, de tot felul de lucruri pe care ni le imaginăm că le pierdem, de parcă le-am avea. De Este doar o fapt, iluzie, da? este o iluzie. Este o iluzie a acestor frici. La nivel fizic, de ce organe ar răspunde chakra 3? Chakra 3, deja vorbim ușor de plex solar. Da? Vorbim de sediul emoțiilor, de ceea ce înseamnă comuniunea dintre oameni, de sentimente, de foc, de cum trebuie el domolit, cum trebuie el gestionat în a avea relații firești de non-control asupra altor persoane și asupra propriului corp. Pentru că sunt foarte multe persoane care au apa dereglată din acest motiv, focul se întețește foarte mult și atunci apar disfuncționalități care în medicina alopată sunt poartă denumiri ca hipertensiunea și multe altele care dau bătăi de cap. Da. Chakra inimii, chakra numărul 4. Deja vorbim de chakre superioare. Deja începem să vorbim de chakrele superioare care, cum să spun, insist pe acest lucru, au legătură profundă cu primele trei chakre, au legătură cu supraviețuirea, cu apa, cu legătura cu pământul, cu relațiile pe care le facem. Bun, comuniunea, rezultatul acestor relații pe care le avem este înfățișată, este vizibilă în această chakră a inimii, în acest foc, care trebuie să ardă nici prea puternic, nici prea lent, pentru a produce niște emoții bune, pozitive. Pentru că aici încep să apar anxietățile și lucruri care țin de psihic foarte mult și de însingurarea noastră. Pentru că nu mai știm să avem relații normale, nu mai știm să ne deschidem aceste porți ale inimii. De teama, de frica aceea de care spun, chiar după o anumită vârstă ne este și frică să mai avem relații cu alți oameni pentru a nu suferi de acele abandonuri, de acele Acea rană de frici, abandon e răni accentuată, pe da. care ni le-am accentuat din acele trăiri greșite din copilărie, din adolescență. Și ca atare, oamenii continuă să fie blocați în loc să-și exprime această iubire. Și când spun iubire, nu spun numai față de oameni sau față de parteneri, spun față de pământ, față de Tot ce animale, există, da. față de tot ce este viu. Cum se simte un dezechilibru al chakrei inimii? Un dezechilibru al chakrei inimii se simte în primul rând prin această însingurare, prin acest blocaj al sentimentelor, al emoțiilor, al exprimărilor. Omul blocat, cu chakra inimii blocată, deja nu mai poate să aibă relații normale, relații firești, nici în societate. El, chiar dacă aparent are relații normale și în cuplu și la locul de muncă, de fapt, el este însingurat. El nu trăiește într-o comuniune. El nu radiază acea bucurie, acea energie pe care o radiază o chakra inimii deschisă și ca atare nu are ce să se reflecte, pentru că noi ce reflectăm în exterior primim și ca atare energia aceea fiind blocată, omul acela nu are ce să primească. Ne oferind iubire, nu primește iubire. Ne oferind afecțiune, nu primește afecțiune. Și cum deblocăm acest centru? V-am spus, iarăși revenim la primele trei chakre, la pământ, la a fi onești cu noi. Pentru că multă lume pozează, spun foarte des acest cuvânt iubire, însă nu știu
ce înseamnă o introspecție a propriului corp, cum să recâștige aceste sentimente, cum să le clădească din nou prin a se accepta pe ei la început, prin a-și accepta corpul, prin a-și accepta fricile, prin a-și accepta emoțiile, prin a învăța să le exprime întâi față de ei și apoi față de cei din jur. La început cu stângăcie, la început cu de parcă ar descoperi să meargă din nou, însă odată exprimate aceste emoții, ele se reflectă după aia în starea de sănătate, de vitalitate, în faptul că atrage persoane în jurul lui, atrage anumite energii, anumite vibrații, anumite întâmplări care îl fac pur și simplu să meargă înainte și să își deschidă foarte mulți centri superiori. După chakra inimii urmează chakra comunicării sau chakra gâtului. Da, este Vishuddha, este chakra comunicării, este exprimarea a ceea ce am spus că acumulezi din aceste relații pe care le ai. Sunt foarte mulți oameni cu blocaje pe această chakra a exprimării. În medicina alopată este tiroida. Da, foarte multe probleme pe tiroidă pentru că nu știu să exprime această energie, sunt nu știu cum să o facă. Sunt oamenii aceia care țin în ei și nu spun? Bineînțeles, sunt oameni care în relații, de exemplu, în relațiile de cuplu, nu spun ceea ce simt. Și când zic spun ceea ce simt, pot să zic și sentimente negative sau, dar este bine ca ele să fie discutate, să fie scoase în față, în exterior, pentru a nu crea blocaje acolo foarte puternice. Deci, cei care au probleme cu tiroida ar putea avea probleme cu acest centru. Bineînțeles, și cât de multe persoane nu au aceste afecțiuni endocrine, da? Pentru că și medicina alopată, dacă suntem foarte atenți și cunoaștem acești centri, aceste șapte chakre, vedem că există o similitudine foarte mult. Avem acești centri endocrini, aceste glande endocrine pe care noi le cunoaștem mai bine, începând de la gonade, nu, până la glanda, la hipofiză. Deci toate, și tiroida, pancreasul, da, suprarenalele, toate acestea corespund centrilor respectivi și noi doar trebuie să facem o legătură între acești centri energetici, dacă nu-i stăpânim prea bine, legătură cu partea a medicinii alopate pe care noi o cunoaștem mai bine, dar și medicina alopată științifică cunoaște foarte bine funcționarea acestor centri și felul în care, numai că se exprimă prin alți termeni, prin hormoni, prin partea fiziologică a acestei energii, prin partea materială, vizibilă, științifică. Asta nu înseamnă că celelalte energii nu există pentru că nu le descoperim noi științific toată influența, însă ea este prezentă de 6-7 mii de ani în culturi vechi, culturile asiatice, în care nu mai există niciun fel de dubiu și doar ignoranța ne face să nu mai le acceptăm. Cum rezolvăm acest blocaj al chakrei comunicării? Acest blocaj, iarăși, printr-o sinceritate față de noi, printr-o deschidere față de noi, în primul rând, pentru că dacă nu ne spunem, nu exprimăm ceea ce simțim vis-a-vis de propria persoană și ne păcălim și credem că suntem ceva care, de fapt, nu suntem cu adevărat, atunci nu facem decât să ne blocăm și mai tare această chakra. Avem o exprimare, de multe ori, dacă ai observat, formală. Practic, oamenii exprimă la modul superficial, mecanic. Eu când spun deschiderea chakrei, mă refer la o exprimare energetică, la exprimarea unor sentimente, la empatie, la compasiune, la toleranță. Nu vorbesc de exprimarea strict fiziologică, să spunem așa, mecanică, artificială, care se practică în special în societatea de azi, în care lumea este foarte grăbită și se exprimă superficial. Această superficialitate
nu deschide acești centri cum ar trebui. Dar este și un moment așa de boom, de comunicare, să-i spunem în prezent, mai ales că avem atâtea și atâtea rețele de socializare și suntem pe toate și comunicăm cu 100 de oameni într-o zi și așa mai departe. Da, dar din păcate aceste relații, acestor relații le lipsește această energie de care îți vorbesc, această empatizare. Eu personal am experimentat lucrurile acestea prin ceea ce simțeam pe rețelele acestea de socializare și ceea ce am simțit atunci când am făcut terapie asupra persoanelor respective, când le-am văzut, când a existat acel contact. Când a existat acea atingere cu persoanele respective, au existat automat alte mecanisme, am simțit alte emoții, am simțit că persoana respectivă se deschide altfel, lucru care prin acele exprimări, prin rețelele de socializare nu exista, acea empatie, acea comuniune pe care doar, La nivel fizic o poți avea. da, și energetic. Urmează cel de-al treilea ochi, o ceacră foarte cunoscută. Da, este o ceacră foarte cunoscută și puțin cunoscută în același timp, pentru că aici trebuie să știm câteva lucruri despre glanda pineală, cel de-al treilea ochi, da, care are o influență deosebită asupra viziunii noastre, asupra a ceea ce ne înconjoară. Nu mă refer la simțurile obișnuite, la văz, la auz, la ochii fiziologici, Vorbim de extrasimțuri mă sau refer la extrasimțuri, mă refer la, abilitățile acelea. da, la vederea noastră a acestui câmp energetic, câmp eteric, care mai degrabă se simte decât se vede. De aceasta, această glandă, acest al treilea ochi se deschide în lipsa luminii, în meditație, în stări de rugăciune profundă, în stări în care noi intrăm practic în acest dialog, în această comuniune cu divinitatea. Eu am observat așa, făcând câte această emisiune, că foarte mulți oameni care au plecat așa pe drumul ăsta al spiritualității au dorința asta acerbă de a-și deschide cel de-al treilea ochi. Ce înseamnă să-ți deschizi, să vezi cu cel de-al treilea ochi? Da, este o experiență, însă această deschidere a ochiului respectiv trebuie să se facă gradat, pentru că sunt mulți oameni care apelează la tot felul de metode rapide, din această dorință de a-și deschide acest al treilea ochi, Am văzut însă. și, te întrerup puțin, scuză-mă, am văzut și cursuri care garantează că în 3 zile o să ai nu știu ce Da. abilități speciale. Noi trebuie să fim foarte conștienți că primim ceea ce merităm și că, cum să spun, dacă la anumite persoane, să spunem, acest al treilea ochi ar fi deschis mai mult de o lună, ele ar muri. Pur și simplu, pentru că toată această energie are și o forță. Această putere informațională, această putere energetică din câmpul akașic, o primim toți în funcție de cât de elevați suntem, de puterea centrilor noștri, de-aia am spus că trebuie să fim onești și să vedem până unde ne putem întinde, până unde putem extrapola aceste simțuri, pentru că atunci ar putea fi vorba nu de o creștere spirituală, ci de o viziune care nu are nimic de a face cu voia divină. Și mulți oameni încep să rătăcească pe acest drum, necunoscându-se suficient și găsind în tot felul de halucinații, viziuni, extrapolări ale sinelui, ale conștiinței, găsind practic o legătură cu divinitatea care însă nu există în acest caz. La nivel fizic, acest centru este responsabil de ce anume? Glanda pineală, ca și hipofiza, ca și hipotalamusul, sunt responsabile cu tot ce înseamnă sistem nervos, ca să spun strict anatomic. Aceste glande au o strânsă legătură cu toate glandele endocrine, cu toți centrii energetici pe care i-am enumerat mai devreme.
Pentru că această glandă pineală este alcătuită în special, are o structură din foarte mult sânge și apă, nu degeaba se spune creierul este apă, atunci trebuie să avem grijă să nu se calcifieze această apă. Persoanele care cunosc mai multe despre glanda pineală, despre acest al treilea ochi, evită să consume acele surse de flori, de clor, care mai sunt prin apă, prin anumite paste de dinți și așa mai departe, anumite alimente devitalizate, da? Tocmai pentru a-și menține această apă, această energie într-o stare foarte bună. Iar când m-am referit la faptul că mulți oameni încearcă prin anumite căi să-și deschidă acest al treilea ochi, nu am zis să stagnăm, adică nu am zis să nu facem nimic, să nu facem rugăciuni, să nu medităm, dimpotrivă, însă într-o conștiență, într-o prezență, într-o cunoaștere a respirației, a rădăcinilor pe care le avem cu pământul, pentru că nu putem să facem această trecere spre centrii superiori, spre ceruri, decât într-o armonizare perfectă a celorlaltor chakre. Și am ajuns și la cea de-a șaptea chakră, care înseamnă chakra, legătura cu divinul. Da? Da, chakra coroană, legătura noastră cu divinul, Sahasrara, este o chakră care ne fascinează pe toți, da? Însă, repet, ceea ce este sus este și jos și totul pornește de la această legătură, comuniune cu pământul. Această chakră ne deschide practic legătura cu cerurile. Deschiderea ei este în funcție de gradul de evoluție, de spiritualizare al fiecărei ființe. Suntem foarte diferiți la acest aspect, dar asta trebuie să o privim nu cu invidie sau cu răutate, ci ca pe un lucru firesc și normal și să ne valorificăm noi la maximum acest potențial pe care... De la urmă suntem aici la o școală cu toții și fiecare în funcție de nivelul lui de evoluție. Exact. Și această comuniune cu divinitatea, cu cerurile, se face prin îngemânarea tuturor celor șase centri, da? Pentru că a avea relații bune cu oamenii din jur, a face fapte bune, a avea relații de iubire, de toleranță, de compasiune, toate acestea influențează acest centru energetic foarte profund și ca atare legătura noastră se face mult mai ușor și primim energie mult mai ușor. Un blocaj la nivelul acestui centru, ce manifestări ar putea avea? În general, când vorbim de un blocaj la acest centru, vorbim de un blocaj de la nivelul centrului inimii, pentru că sunt foarte multe persoane care, din păcate, trăiesc mai mult având activați primii trei centri și nici aceea corect, da? Și atunci putem vorbi de blocaje la nivel afectiv, la nivelul toleranței, iubirii față de oameni, la nivelul îndepărtării de semeni, de... Practic, nu putem să avem iubire și deschidere față de divinitate atâta vreme cât nu avem față de noi înșine, de ceea ce ne înconjoară, de alimentele pe care le consumăm, să avem o conștiință de sine a ceea ce consumăm, a ceea ce vorbim, a ceea ce gândim. Pentru că nu pot să cred că are o legătură bună cu cerurile o persoană care mănâncă haotic, care are relații anormale, care se comportă grosolan cu cei din jur. Da, bine, acum nu definim ce înseamnă relații anormale. Hai să vorbim puțin acum despre alimentație, rolul alimentației în echilibrarea acestor centri energetici. Fiecare chakra are corespondent un anumit gen de aliment. Dacă la prima chakra, chakra pământului, putem vorbi de acea împământare care se face în special prin proteine. Carnea, de exemplu, este cel mai teluric, cel mai are vibrația cea mai joasă, este practic cea mai puternică legătură cu pământul, însă consumarea ei, am spus, există o evoluție la nivelul chakrelor. La un moment dat, omul care, cum să spun, evoluează foarte mult pe ceilalți centri, poate ușor, ușor să renunțe la acest număr de proteine, la această necesitate a mai mânca carne.
și cu timpul poate să înlocuiască această formă de proteine cu alte forme, cum sunt fasolea, năutul, adică forme deci, proteice. Dacă avem probleme cu chakra 1, este bine să consumăm carne în prima fază, da? Pe o anumită perioadă, din păcate, eu nu, unul nu consum carne, însă sunt persoane care sunt total, care spune așa, au niște concepții oarecum greșite. Mă refer aici în special la vegan sau alte curente din aceste alimentare, care se alimentează în funcție de niște false necesități ale propriului corp. Ei nu sunt atenți la corpul lor, la necesitățile lor. Până la urmă, ceea ce mâncăm este energia pe care o simțim. Nu trebuie să ne fie rușine de ea. Nu trebuie să considerăm că dacă mâncăm carne suntem involuați sau sălbatici. Nu. Este pur și simplu o formă de energie de care avem nevoie. V-am spus, această formă de energie, odată elevați ceilalți centri, odată ce ne optimizăm ceilalți centri, avem nevoie din ce în ce mai puțin de aceste forme mai grosiere de energie și putem înlocui cu alte forme de proteine, că, slavă Domnului, sunt destul de multe. Deci alimentația joacă un rol foarte important, ca și apa și hidratarea. Bineînțeles, bănuiesc. Și toți centrii sunt legați, de exemplu, vișul, da, legumele, da, fructele, iarăși sunt primele în lanțul trofic, cerealele. Deci, mai degrabă aș merge pe o alimentație echilibrată decât pe un anumit curent alimentar, da? Este iarna, de exemplu, când avem o energie yin foarte accentuată, este foarte frig afară, avem nevoie de mai multe alimente yang care să ne încălzească și proteina animală este un astfel de combustibil cald. Da. Să vorbim și despre meridiane. Care ar fi rolul meridianelor? Da, ca să fac o analogie cu cele 7 chakre, avem 12 meridiane, 6 yin, 6 yang, cu 365 de puncte. Prin care curge energie prin care curge, primim, da? Primim și distribuim această energie, da? Și, practic, sistemul celor 5 elemente din medicina chineză este oarecum asemănător cu cel pe care l-am spus înainte. Avem pământul, care înseamnă soliditate, care înseamnă elementul splină, pancreas, stomac. Este acel echilibru, acea bază, acea fundație. Apoi avem lemnul, pământul trebuie să fie într-o bună stare de funcționare energetică, nici prea uscat, nici prea umed, pentru că asta influențează lemnul, adică următorul element, ficat, vezică biliară, care la rândul lui influențează focul. Un lemn prea uscat sau prea umed produce un foc ori prea întețit, ori slab. Și atunci trebuie să avem grijă la toți acești centri și la aceste rețele energetice, pentru că ele se influențează foarte subtil și cu rezultate care nu sunt dintre cele mai bune de multe ori. Mai avem doar 2 minute la dispoziție și aș vrea să te întreb cum ne influențează energia celor din jur propriul nostru câmp energetic și toți acești centri, dacă sunt influențați de cei din jurul nostru. Da, noi avem, așa cum ți-am spus, biocâmpurile acestea energetice care se întind pe câțiva metri. Un om sănătos, vital, cu o stare de sănătate normală, are acest biocâmp vital la 1,5-1,7 metri în jurul lui și normal că influențează tot ce intră două persoane care dorm în același pat. Noaptea se influențează reciproc. Persoana mai slăbită energetic, ea de la celălalt. Există această formă de trecere, de schimb energetic, relațiile pe care le avem, intrând în aceste câmpuri energetice, practic ne influențează. Gabriel, eu îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi alături de noi și ai făcut toate aceste precizări. Îți mulțumesc și îți doresc mult, mult succes în munca ta cu pacienții. Și eu îți mulțumesc, numai bine. Doamnelor și domnilor, încheiem discuția aici. Sunt Ana Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă. Pe curând!